În ce fel au răspuns exploratorii din conferința Transilvania de Sud la acest program? La programul acesta de Bible Experience, exploratorii au fost foarte receptivi, mai ales cei care au participat și anul trecut, așa că avem grupe de pe tot teritoriul conferinței, atât grupe de limba română, cât și grupe de limba maghiară, care s-au pregătit intens din cărțile Iosua și Judecători, astfel încât să poată să ofere cât mai multe răspunsuri corecte la cele 90 de întrebări care vor fi afișate în ocazia aceasta. Suntem la etapa pe conferință și sperăm ca de aici să poată să promoveze cât mai multe pentru următoarea etapă, cea pe Uniune. Care este orientarea programului Bible Experience în România? Orientarea programului se împarte în trei. Ceea ce ne dorim este omogenizarea grupei, de a învăța pe copii să lucreze împreună și în mod special să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că toate aceste trei obiective, dacă grupa merge exact conform programului, se împlinesc. La nivelul Uniunii Române, Bible Experience se împarte în patru etape. De exemplu, în ianuarie este etapa zonală, în februarie etapa pe conferințe, în luna martie va fi etapa pe Uniune și în aprilie etapa pe divizie pentru cei care vor ajunge acolo. Un lucru foarte important e că Bible Experience nu este un concurs, în sensul că nu sunt puși copiii să concureze unii cu alții. Am putea să fim ok cu termenul acesta dacă ne gândim că fiecare concurează cu el însuși. Toți copiii au posibilitatea să ajungă pe locul întâi. Dacă ajung pe locul întâi, merg mai departe. Toți exploratorii care participă primesc o insignă, iar pentru fiecare etapă ei primesc o plăcuță de culori diferite care reprezintă locul pe care l-au atins. Albastru locul întâi, roșu locul doi, verde locul trei. Cum se desfășoară procesul de evaluare a răspunsurilor în cadrul acestui program? Copiii răspund la întrebare, oferă răspunsul unui instructor care este lângă ei, instructorul evaluează dacă au răspuns corect conform răspunsurilor oficiale și se oferă o notă de la 1 la 3 sau 5, depinde de întrebare cât de grea este. După care, dacă copiii consideră că instructorul n-a dat o notă corectă, vin cu o contestație la liderii, la pastorii care vor verifica întrebarea și răspunsurile și vor da o notă finală. Cum ai descrie experiența din cadrul acestui program? Este una unică, ai nevoie de multă încredere în tine, ai nevoie de multă înțelepciune. De cât timp te pregătești pentru ziua de astăzi? Cam din luna, de la începutul lunii ianuarie. Cum te simți aici? Atmosfera e plăcută și mă simt bine. Sincer, e una foarte frumoasă, ne învață cooperare în echipă și avem și momente în care ne mai supărăm. Asta e, așa se întâmplă între noi, dar ne educă într-un fel, ne formează caracterul pentru a ne proteja unii pe alții și să învățăm din Cuvântul Domnului. Adică de cât timp te pregătești pentru ziua de astăzi? De vreo 4 luni din noiembrie, cam așa. Cum se desfășoară acasă momentele de învățare și pregătire? În weekend, de obicei, ne întâlnim cu grupa și citim toată materia odată. Facem întrebări din ea și unde avem nelămuriri, clarificăm ce nu am înțeles.